Salut și bine ați venit pe 10 info.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip voi explica algoritmul lui Lee. Algoritmul lui Lee este un algoritm pe care îl găsiți la coadă, la coadă la clasa 10-a, de date, nici nu știu, structuri de date liniare, cred, da? este la structură de date liniare. E un algoritm foarte frumos, un algoritm extrem de important pentru Olimpiada de clasa 10-a, probabil cel mai important algoritm de clasa a 10 -a, care e cumva separat de clasă și uh, trebuie să-l știți pentru toți cei care vor să trebuie să știe toți cei care vor să participe la concursuri la clasa a 10 -a. Uh, și de asemenea este un algoritm foarte ușor de înțeles, însă necesită o foarte mare atenție. Videoclipul ăsta va fi destul de lung, probabil cel mai lung videoclip de acest canal, pentru că voi încerca să explic cât de bine algoritmul lui Lee, astfel încât aproape orice elev să îl înțeleagă. Ok, și pentru, pentru început aș vrea să ne luăm câteva exemple. M-am -am gândit să folosesc paint-ul, însă uh, durează foarte mult cu paint și e cel mai ușor uh, să fac cum am făcut și până acum, uh, așa, aici cu un comentariu în care desenez o matrice și vă arăt uh, practic ce se întâmplă. Algoritmul acesta al lui Lee este aproximativ este asemănător cu algoritmul fill. Însă există o diferență între ele. Algoritmul Li este capabil să determine distanța minimă între două puncte dintr-o matrice, pe când algoritmul Phil nu poate face acest lucru. Cu Phil este imposibil să identificăm distanța între două puncte într-o matrice, însă or, aproape orice facem cu algoritmul lui Phil putem face și cu algoritmul lui Li, însă ce facem cu algoritmul lui Li nu prea putem face cu algoritmul lui Phil. Deci nu este o relație reciprocă. Ideea e relativ simplă. Avem o hartă cu, să zicem, uscat și apă sau o, o, un castel cu camere închise-deschise și vrem să găsim o succesiune de camere uh, prin care să traversăm uh, castelul sau apa sau așa mai departe. Poate fi un labirint. Liu este capabil să determine cel mai scurt drum de a ieși dintr-un labirint. Eu dau labirintul și acesta gândi lui Liu cum identifică succesiunea de elemente pe care se poate ieși cel mai repede din acest labirint. Este un algoritm foarte interesant și sper să rămâneți cu mine până la final pentru că vă promit că veți înțelege cât se poate de bine acest algoritm. Haideți să începem! Ok, uh, după cum probabil bine intuiți, va fi vorba de o matrice pe care trebuie să o citim. Eu o să-i dau o matrice de 5x5. Mi se pare foarte sugestivă această matrice, și în această matrice voi avea două valori. Voi avea o valoare 0, ca fiind pozițiile prin care eu pot să merg, și valoare 1, ca fiind pozițiile prin care nu pot să merg. Haideți să ne imaginăm că avem un labirint, să zicem, și 0 semnifică zonele prin care eu pot să merg, și 1 semnifică zonele prin care eu nu pot să merg. Da? Așa nu așa, stați că trebuie să mă gândesc la ceva ce să și iasă, da? Ok, ăsta e un labirint foarte bun, da? Și între două poziții, de exemplu, de aici pot să merg pe linii și coloane învecinate, adică de X, de exemplu din poziția asta teoretic aș putea să merg numai sus, jos, stânga, dreapta, bine aici nu pot pentru că e poziția 1 e luat, nu pot să merg într-o poziție 1, dar să ne imaginăm că putem merge doar pe aceeași linie sau pe aceeași coloană într-o poziție succesivă. Și noi acum am vrea, cu ajutorul unui algoritm, să identificăm distanța probabil din punctul 1-1, cea mai scurtă distanță din punctul 1, -1 până în punctul 1-0, să zicem. Și pentru acest lucru, desigur, va trebui să facem câteva lucruri foarte interesante. Să uitați, de exemplu, să zicem că plecăm de aici și vrem să ajungem aici. Că, nu, să fie un pic mai greu de făcut. Sau plecăm de aici și vrem să ajungem aici jos. Bun, deci haideți să punem un e-start. I start egal 1, J start egal 1, I final egal 5, J final egal 1. Da? Deci vreau să plec de aici și vreau să ajung aici. Normal, filul fil poate să ne zică dacă putem să ajungem. Deci, cu ajutorul algoritmului fil, am putea să scriem un algoritm care să ne zică dacă putem să ajungem, dar nici de cum să ne zică care este distanța minimă. Pentru că veți vedea aici. Distanța minimă va fi 1 2, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta este distanța minimă până aici, da? Normal ar fi trebuit să fie 1, 2, 3, 4, da? Uh, dar avem obstacole și trebuie să ocolim aceste obstacole. Uh, perfect! Și atunci, haideți să vedem uh, cam cum funcționează acest algoritm al lui Lee. Algoritmul lui Lee ține minte fiecare poziție în care am fost și cumva funcționează ca și o bombă care explodează. O să, o să aici o matrice goală-goală de 15 pe 5 și o să vă arăt ce, cum, cum, ar trebui să cum ar face algoritmul lui Phil dacă eu, aș, uh, dacă eu aș pleca din prima poziție. Adică din, din mijlocul ei. Să zicem că aici avem e-start, j-start punem 1. Va trebui să adăugăm această valoare de 1 într-o structur într structură de date ca să îl ținem minte coordonatele lui, da? Și după aceea, ce o să facă? O să explod, să zicem, vreau să aflu, vreau, vreau să văd care e distanța la cele mai apropiate. Deci, cumva, el după ce plec din mijloc, se duce și caută cele mai apropiate poziții în jur. Adică pot să merg aici, pot să merg aici, pot să merg aici, pot să merg aici. Care e distanța cu care eu pot să ajung aici, aici, aici sau aici? Păi, e distanța cu care am ajuns până aici, care e 1, plus 1, da? 2, 2, 2. Pentru că eu de aici plec. Da? Bun. Am văzut chestia asta. După ce am văzut chestia asta, eu pe acest 1 îl elimin din coada mea, îl elimin din structura mea de date, care poate să fie, inclusiv vector, poate să fie, vom vedea, dar vom folosi altceva pentru uh, rapiditate, da? Bun. După ce am făcut chestia asta, uh, haideți aici să punem uh, un Vector egal. Da? Și în, în vector o să avem un singur element, uh, nu așa, să zicem, elemente. Egal, inițial o să fie doar valoarea 1, da? Adică valoarea 3-3, că sunt poziții de tipul XY, da? Bun. Uh, după, aceea, după ce fac explozia asta, o să le adauge, deci din 3-3, o să adauge și pe uh, 2, 3 și pe 3, 2 și pe 3 și pe mă gândesc, 4, 2, 4, 3 și pe 3, 4. Da. Bun. Deci astea sunt pozițiile pe care le adaug și în care eu o să merg mai departe. Bun, după ce uh, merg în aceste poziții, se întâmplă matricea asta. După aceea, eu o să am toate elementele astea în vectorul meu de elemente, care e structura de dată, o să vedeți că o să fie o coadă. Dar asta nu are o foarte mare relevanță acum. Se ne aflăm într-o coadă, da? Bun. Uh, și atunci, astea sunt elementele care mi-au rămas. Bun, înseamnă că aici sunt eu acum. No, și acum le iau pe rând pe fiecare, o să le iau pe rând pe fiecare și le explodez. Aici pot să merg, pot să merg că e 0.3. Aici pot să merg, da, pot să merg, punct 3. Aici pot să merg, pot să merg, că e 3. Bun, îl iau pe ăsta Aici pot să merg? Păi nu pot să merg că deja am pus 3. Aici pot să merg? Da, pun 3. Aici pot să merg? Pot să merg că e 0. Bun, aici pot să merg? Nu, că am fost deja, da? După ce avem la ăsta. Aici pot să merg? Nu pot să merg că am pus deja 3. Aici pot să merg? Aici pot să merg. Și sunt aici? Aici pot să merg? Nu pot să merg. Aici pot să merg? Nu pot să merg că am fost deja. Și vin doar aici. Bun, și acum, elemente. Ca să vedeți cum arată, elementele care au rămas în vectorul meu sunt să fie aceste ale acestor treiuri. Nu o să le scriu pe toate, însă astea vor fi uh, elementele în care pot merge, da? Uh, de exemplu, o să scriu pe primul, 1, 3, uh, punct și virgulă, uh, 2, 2, 2, 4 și așa mai departe, bun? Deci, astea o să fie toate treiurile astea. Bun, după ce fac acest lucru, opa o să copiez cu totul și după aceeaște elementele astea. Eu o să am, desigur, în vectorul meu elementele astea. Și acum vreau să explodez mai departe. dintre 3 ăsta, unde pot să merg? Pot să merg stânga-dreapta. Deci până aici, cea mai mică distanță e 4, 4. Din asta unde pot să merg? Pot să merg aici. Din asta unde pot să merg? Acolo și acolo. Din asta unde pot să merg? Pot să merg doar aici. Din asta unde pot să merg? Pot să merg doar aici. Din, din asta unde pot să merg? Pot să merg doar aici. Din asta unde pot să merg? Pot să merg doar aici. Da? Și în momentul de față le-am explodat corespunzător. Elemente. Uh, egal. Bine, fiți atenți, noi ștergem toate astea. Deci toate astea le ștergem. Odată ce am apelat uh, și am făcut vecinii, pe el l-am șters și rămân doar vecinii lui. Acum rămân doar cu aceste patru. Da? Și pun aceste patru uh, cornetele aceste patru care sunt fie nu știu, 2 1, uh, 1 2 și puncte puncte, da? Și acum o iau pentru asta o să fie ultima dată. Și acum o să fie aici, o să mă duc iar și o să le fac 5 pe aceste colțuri pentru că ăștia sunt vecinii direcția lui 4. Și acum elemente egal cu, uh, o să fie coordonatele acelor 5-uri. Uh. Bun, și problema e că acum încercând cu o dată să apelez și o să văd că din fiecare 5 nu mai pot să merg niciunde și nu ne mai putem să merg niciunde la următorul apel uh, al funcției Li, o să rămână fix uh, elemente egal cu nimic. Și atunci, uh, ce se întâmplă până când tot fac eu chestia asta, o fac până când uh, vectorul meu de elemente rămâne, uh, până în vectorul meu de elemente nu mai există niciun element, da? Deci pentru un uh, o poziție luată, vedeți că am luat poziția asta de centru, uh, pentru această poziție am aflat din această poziție care e distanța până la fiecare alt element. De exemplu, de aici până aici îmi trebuie 5 pași. Până de ce? Pentru că am 1 2 3 4 5. Asta e cea mai scurtă direcție, pentru că nu pot să merg pe diagonale, da? Până aici cât am? Am 3. Am 1 2 3. Da, pentru că nu pot să merg pe diagonale. Și asta este matricea mea de distanțe. În cazul în care sunt obstacole, rămâne aici, nu știu, obstacolul, da? Vedeți, obstacolul, obstacol. Obstacol. Și atunci în funcție de aceste obstacole, eu o, să, o, să mi se afect, o să mi afecteze foarte clar uh, mie rularea, da? 5. Pentru că aici nu o să mai fie doar 4 pași, să fie 6 până aici, de exemplu, aici o să fie 7, aici o să fie 6 și așa mai departe, da? Pentru că asta este proprietatea acestui fil, pentru că este capabil să facă corespunzător uh, acest fil, chiar dacă, acest, această parcurgere chiar dacă există obstacole. Poate n-ați înțeles foarte bine până acum, dar o să înțelegeți probabil pe parcurs în timp ce scriem acest, uh, acest algoritm, okay? Haideți să, să, să ștergem. Uh, o să las bucata asta. Am zis că e starti 1 1 și starti final. E start și e poziția din care plechi 1 1 și poziția în care termin va fi 1 5. Uh, 5 1, mă scuzați. Uh, bun. Haideți, haideți, puțin să începem să scriem acest, uh, acest fil acest li pentru că este foarte important să înțelegem cum se scrie. Și în primul și în primul rând va trebui să ne citim o matrice în care să am 0 și 1, în conformitate cu ce spuneam eu, adică poziții în care pot să merg, în care nu pot să merg. A, și un lucru iară foarte important este faptul că cu Lee pot să folosesc niște dimensiuni foarte mari la matrice, da? cu, cu fil nu pot să folosesc matrice chiar așa mari, da? pentru că îmi, îmi iese din stivă ca și complexitate spațiu. Și atunci, Folosim de sigur Lee, că li nu are nicio treabă cu stiva. Ok. Și atunci o să citim acum N și M. O să îmi citesc matricea asta a mea. I mai mic sau egal decât N plus plus I. For. Int j egal cu un j mai mic să e egal decât M plus plus j. Uh, citim a de i de j. Perfect. Și acum, desigur, o să apelez funcția Lee, pentru că o să fac o funcție de unde din 1, 1. Da? Eu plec din poziția 1, 1. Vedeți? Am plecat din poziția 1, 1. Aici sus o descriu, este o funcție de tipul void, li, de int i start și int j start. De ce? Pentru că eu o să pot, o să vedeți pe viitor, o să pot pleca din absolut orice poziție. Da? Adică oriunde mă găsesc, eu pot să plec de acolo și să mă duc uh, oricare ar fi poziția de start, eu pot cu ajutorul ei să aflu distanța până oriunde vreau eu. Asta este un lucru foarte, foarte tare. Bun, și acum vom avea nevoie de această structură de date despre care vă vorbeam, care va fi o coadă din setele. Și pentru acest lucru o să includem biblioteca Q. Se scrie QE. Da? Și este o bibliotecă în care vom găsi această structură de date din setele Q. Avem voie să o folosim pentru că aici nu suntem la pregătire pentru BAC, nu suntem la pregătire pentru admitere la facultate, ci suntem la pregătire pentru olimpiadă și din acest punct de vedere avem voie să folosim această structură de date. Și acum, ideea este relativ simplă cu această coadă, se scrie Q, exact cum dați int sau nu? Între mai mic mai mare trebuie să scrieți ce băgați în această coadă și să o declarați după nume. Ok, și pe această coadă se există uh, patru tipuri de operații care ne trebuie nouă. Există Q.empty care uh, ne dă 1 dacă coada e goală și 0 dacă coada nu e goală, adică e o funcție de tipul bool q.empty, e predefinită, nu avem de făcut nimic, doar să declarăm aceasta, să includem această bibliotecă q. Deci avem q.empty, ne returnează 1 dacă coada e goală, 0 dacă coada nu e goală. Avem q.push, Adică adaugă în coada noastră elementul care vrem noi, Q.Push de IS, să zicem, adaugă în coada noastră elementul cu indicele IS, da? Deci push, țineți minte, push, notați vile vă rog, dacă nu, o să avem Q.front, care o să, ne, o să ne returneze, returnează prima valoare. Din este foarte important să înțelegeți faptul că valoare aici e cu o. Este foarte important să înțelegeți faptul că avem nevoie de această coadă pentru că această coadă le ține ordonate. Mie, cumva, primul venit, primul servit. Asta este foarte important să înțelegeți, adică primul indice pe care eu l-am adăugat în această structură de date este primul pe care îl scot. De ce am nevoie eu de acest lucru? Ei bine, am nevoie de acest lucru pentru că ați văzut, vreau să. E foarte important să mergem ordonați. Asta e diferența între li și fil. Liu merge ordonat, filul nu merge deloc ordonat. Da? Și atunci, uh, există Q.front și mai există o, singură, uh, există o singură. operație care ne -o trebuie, se numește Q.pop, șterge primul element din coadă, adică l-am scos și l-am șters. Bun. Acum o să vă mai arăt o chestie. Se numește pair, de int și int p, de exemplu. În aceste pair, aceste pair uh, sunt niște structuri de date care au proprietatea că pot reține două valori. Adică în variabila p, eu pot să țin p.first egal cu val 1 da? și pe uh, p.second second oba, nu așa. Bun, și p.second îmi va reține a doua valoare. Da? Și de ce e mișto acest lucru? Pentru că eu în aici, în loc să pun inturi, o să pun pair-uri. De ce? Pentru că eu trebuie să țin un indice I și un indice J. Poziția la care mă găsesc. Și asta e un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegeți. Ai, At atât ai toată partea teoretică la per. Aici punem tipul de date pe care îl ține minte. Noi vom avea nevoie doar de int și int. Vom avea pe punct pe punct din engleză primul și al doilea. Și care e partea foarte tare? E că aici, între inturi, pot să pun pair de int și int. Și acum, în coada Q, coadă, pentru că așa se numește în română, coadă, acest Q, în coada Q, eu rețin câte două valori pe o poziție. Adică o să țin Q.first, Q.second. Q și haideți să vă arăt și cum adăugăm un element în această coadă. O să avem Q.push, v-am spus Q.push, și aici o să folosim funcția make, bară jos, pair, de istat și justat. Astea sunt câteva noțiuni teoretice care trebuie să le știți. Dacă nu le știți, nu vă stresați, o să rezolv atât de multe probleme și dacă vă uitați la problemele pe care o să le rezolv, cu siguranță o să vă însușiți aceste cunoștințe. Nu vă stresați, important este să ajungeți până la finalul acestui videoclip ca să vă faceți o idee aproximativă, urmând ca eu să rezolv foarte, foarte multe probleme care presupun acest algoritm al lui Lee. Pentru că uh, așa vă va, vi veți însuși, îl veți cunoaște foarte bine și veți putea lucra mai departe. Make pair de e-start și just start înseamnă că am adăugat uh, în coada noastră poziția e-start și just start da? Make pair, adică fac pair de e-start și just start și le pun pe o singură poziție. Pentru că eu în mod normal pot să adaug un singur element odată în coadă. Atunci eu adaug un element format din două elemente. O chestie uh, destul de inteligentă. Deci vom avea nevoie de o matrice B de 1001 pe 1001, care o să țină minte distanțele. Ce înseamnă că o să țină minte distanțele? Adică B de I start, de J start egal cu 1. Pentru că cum am făcut acolo un exemplu pe care vi l-am arătat vouă, am plecat de la valoarea egal cu 1 și în jurul lui am făcut 2 și în jurul 2-lor am făcut 3 și așa mai departe tot mai departe. Și acum haideți să vedem, aici am pus valoarea de start 1 dacă ne cere distanța, o să afișăm B de, de X de Y minus 1, pentru că aia este de fapt distanța de la poziția asta, pentru că în mod normal, dacă eu mă găsesc într-o cameră, numărul de pași pe care trebuie să-i fac este 0 ca să ajung în camera aia, deși el aici știe că ar trebui să facă 1. E o șmecherie, dar nu e nicio problemă. Începem de la 1 loc să începem de la 0, așa încât când avem nevoie să afișăm distanțele, o să facem distanța minus 1. Bun, și acum, cât timp? Care era de fapt condiția ca noi să nu ne oprim? Q.empty uh, egal egal false, da? adică not Q.empty, eu pun uh, egal egal false, dar se poate pune și așa, semne exclamării Q.empty, adică coada nu este goală. Cât timp coada noastră nu este goală. Mai sunt înseamnă că mai stau poziții la coate să le explodez, cum v-am arătat, ca această floricică. Și atunci, aici o să-mi iau un x egal cu q.front. Vă spuneam, este funcția de scos primul element. Punct first. De ce? Că vă ziceam, p-ul există pe punct first, pe punct second. Da? Deci asta o să fie coordonata x. Și atunci o să avem și coordonata y, q.front.second. Pentru că sunt pair -uri. Mare grijă, ele sunt pair-uri. Da? Putem avea și varianta să facem aici uh, pair de int și int. Așa se declară pair P. Q, uh, P egal cu Q.front. Scriu aici direct Q.front. Da? Și atunci aici, aici X egal cu P.first. Uh, y egal cu P.second. Da? Sunt, sunt câteva moduri de a scrie care sunt ușor diferite. Însă rezultatul este același. Da? Deci, pair este tipul de dată. Cum e int, long, long și așa mai departe. Există pair care este un tip de date care le ține două poziții first și second. Bun, deci oricum este corect, puteți să scrieți cum vreți voi. Mai departe. Va trebui, desigur, să mergem pe cele patru direcții și să verificăm uh, nu înainte de a exploda coada Q.pop adică să ștergem primul element pe care tocmai l-am pus în X și Y. Da? Pentru că odată ce am mers în poziția aia și am făcut floricica aia, roată, trebuie să-l scot ca să nu mai fac o dată același lucru, că atunci ar, durea la infinit, ar dura la infinit. Ar infinit. Nu, pot să doar, nu pot să adaug doar elemente în coadă, trebuie să le și scot. Bun, și aici vom discuta puțin despre vectorii de direcție. Nu vă stresați dacă nu înțelegeți fiecare dintre aceste noțiuni. Dacă voi scrieți în comentarii că sunt lucruri care nu ați înțeles, o să le iau separat. O să explic coada din setele dacă vreți cap-coadă. O să pot explica vectorii de direcție cap-coadă dacă vreți acest lucru. O să pot explica pair cap-coadă dacă vreți acest lucru. Dar cel mai important lucru pentru mine este ca voi să scrieți acest lucru în comentarii că nu ați înțeles și eu voi face videoclip să vă arăt în care explic noțiuni teoretice mici. Ok? Mai departe. Vom avea vectorii de direcție. De exemplu, vă amintiți că la fil făceam patru if-uri. Ei bine, aici la li suntem la un nivel mai avansat și nu mai are sens să facem cele patru ifuri. deși se poate face acest lucru. Aici normal ar trebui să fac cele patru ifuri, pe care o să le și scriu acum și după aceea poate o să le îmbunătățim pe viitor. Da? Deci care ar fi if-ul să mă pot duce mai departe? A de i de j. A de uh... Uh, nu, nu pot să fac fără vector adică pot să fac fără vector de direcție dar lua prea mult timp și mai bine uh, mai bine vă arăt direct vectorii de direcție niște vectori de direcție ce, ce știu acești vectori uh, ei bine, vor face i minus deci haideți să vedem puțin uh, care sunt cele 4 poziții în care pot să merg din ij eu pot să merg în următoarele poziții i minus 1 și j punct și virgulă i plus 1 și j I și J minus 1, da? Și I și J plus 1. Astea sunt cele patru poziții în care poți să merg din I și J, da? Și vedeți că aici scad 1, aici nu fac, adun 0, aici adun 1, aici adun 0, aici adun 0, aici adun minus 1, aici adun 0, aici adun plus 1. Și atunci, pentru acest lucru, ca să nu mai trească să fac cele patru if-uri, pot să le bag într-un vector plus 0, plus 0, plus minus 1, plus 1, da? Și aici y o să, de y, direcția lui y, trebuie să se îmbine perfect. Minus 1, 1, 0, 0. Și vedeți că astea sunt, dacă eu fac, de exemplu, la i, i plus egal de x de 1, y plus egal de y de 1, o să am plus 0, plus 1. Și atunci o să am x și Y plus 1, de exemplu, care este un vecin. Și acești vectori de direcție, de fapt, asta fac uh, cu ajutorul unui for pe care eu îl implementez aici. Uh, o să-mi aici int i de exemplu, egal cu dx de d, pentru că vedeți că avem, 4, avem câte 4 elemente aici, deci va trebui 0, 1, 2, 3, uh, da? dx de d plus acest x int j9 egal cu dy de d, plus y, da? Deci avem x plus, la prima poziție, la 0, pentru 0 ce o să facă? x, x plus 0, y minus 1. Asta e un vecin, da? Uh, x plus 0 și y minus 1 e un vecin al lui x și al lui y. x plus 0 și x plus 1 e alt vecin. x minus 1 și y plus 0 e alt vecin. x plus 1 și y plus 0 e alt vecin. bine, aici am dat din greșeală companie. Bun, deci cam asta, cam asta ar fi ideea cu vectorii de direcție, ca să nu mai scriem cele patru if-uri. Și acum, scriem numai un if pentru fiecare direcție nouă. If in mat de inou și j nou, adică ce înseamnă in mat? Înseamnă că dacă mă găsesc încă în matrice, o să fie o funcție de tipul bul pe care o implementăm noi, și o implementez acum, care o să-mi returneze 1 în cazul în care eu mă aflu încă în matrice, și o să returneze 0 în cazul în care eu am ieșit din matrice. Și cum returnez acest lucru? Ei bine, care sunt condițiile uh, ca un număr să fie încă în matrice? Să fie lui mai mare, indicii lui să fie mai mari ca 0, indicele i să fie mai mic sau egal decât n și indicele j să fie mai mic sau egal decât m. Da? Și asta e condiția ca un număr să fie într-o matrice, așa se scrie funcția de bool in mat. Ok, int in mat de i și j nou. Și, Desigur, A de i și J9, că e poziția... Acum verificăm dacă putem să mergem în poziția asta i și J9. A de i și j să fie egal cu 0, cum spuneam, dacă e 1, nu pot să merg acolo, și să nu mai fi fost în ea i și j și el să fie egal, egal cu 0. Da? Adică să nu mai fi fost în poziția asta, că B de I9 și j îmi ține distanță. Dacă distanța e 0, înseamnă că n-am mai fost acolo. Și atunci, lu B de i și J9 i vom da valoarea lui b de x de y, de ce? Pentru că e valoarea din care vin și plus 1, da? De exemplu, din 2 ori făceam 3 ori, din 3 ori făceam 4 ori, din 4 -uri făceam 5 și așa mai departe, că asta este explozia. Și acum, desigur, da dacă pentru că trebuie să adăugăm în coada această nouă poziție în care am putut să merg, de make pair de i 9 și j Perfect. Și acum am creat acest Q make pair, ino și jino. Bun, și după ce facem, am făcut acest lucru, desigur, în continuare uh, ne apropiem de final. De ce? Pentru că cam asta ar fi ideea. Trebuie doar să afișăm în primul rând matricea, uh, matricea B, pentru că matricea B este matricea care ne-a ținut, uh, ne -a ținut minte distanțele. Da? for int j egal cu 1, j mai mic sau egal decât m plus plus j, si a de i de j. Nu a, atenție, b, că b e vectorul de distanțe, matricea de distanțe. Bun. A, și cum spuneam, haideți să ne facem noi aici un exemplu al nostru. Deci a, am zis 5 pe 5. 0011 și 0, să zicem. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. 0, 0 1, 1, 1, Perfect. Și acum, ce o să vedem aici? Noi de aici plecăm din istar și justar care e 1, da? Și aici o să pună poziția 1 și haideți, haideți să facem matricea care o va afișa. Noi plecăm de aici, da? O să pună 1. Uh, matricea B. Haideți să facem matricea B doar. Asta ar fi matricea B, că matricea B inițial este toată 0, da? Și haideți exact, exact să simulăm noi manual... Cum ar funcționa această funcție noastră? Eu plec din poziția 1, pun aici 1. Mă duc pe toți vecinii, aici sus deasupra nu pot să merg, stânga nu pot să merg, jos și 1, nu pot să merg, dar pot să merg în dreapta și pun 2. Îs aici, în 2 ăsta, sus nu pot să merg, aici nu pot să merg, am mers deja, jos pot să merg și aici nu pot să merg. Deci o să merg aici cu valoarea 3. Perfect. Nu pot să merg în nicio direcție decât în direcția asta. O să pun aici 4, din 4 la fel pot să merg doar aici, să pun 5. Uh, pot să merg în jos să pun 6 Din 6 pot să merg aici să pun 7 Sau pot să merg aici să pun 7 da? uh, Din primul 7 nu mai pot să merg niciunde Din 7-le de aici pot să merg aici să pun 8 Din 8-ul ăsta pot să merg aici să pun 9 Da din 9 ăsta astea pot să merg doar în jos să pun 10 și din 10 ăsta astea pot să merg doar aici să pun 11. Și cum spuneam, pentru că am început de la 1 distanța, va trebui să afișăm uh, ăsta minus 1. De ce? Pentru că de fapt sunt 10 pași, veți vedea. dar pentru că normal aici ai 0, că nu mi-au un pas să ajung de unde am plecat. Dar ideea este relativ simplă. asta este ce ne afișează în momentul de față matricea noastră. Bun, haideți să luăm de aici chestia asta și să testăm să vedem dacă afișează ce vrem noi să afișeze. Um, este foarte unul dintre cele mai importante lucruri atunci când faceți informatică este să înțelegeți foarte bine implementarea algoritmului și vedeți că asta este exact ce am zis eu că afișează și exact asta a afișat este vorba de matricea de aici, de jos perfect, deci cam, cam, asta, cam asta este algoritmul. algoritmului acum depinde de problemă, vă cere interpretarea datelor uh, mai mult sau mai puțin importantă, adică vreau să zic că distanța pe care o fac până la poziția, cum spuneam eu, 1, linia, 5, coloana 1. Da? Și v-am spus să afișăm cu minus 1 pentru că așa este corect să afișeze distanța. Și cum vă spuneam, până aici sunt de fapt 10 pași ca și distanță. Da? Și dacă eu introduc iară matricea mea, o să vedeți că ne dă 10 pentru că asta este distanța pe care, cea mai scurtă distanță pe care eu pot să ajung din indicele 1, 1 în indicele 5, 1. Și vedeți că a mers așa frumos roată și am identificat cel mai scurt drum. Asta este algoritmul lui Lee, o să rezolv foarte multe probleme cu el. Sper că ați înțeles în mare acest algoritm. Dacă aveți probleme să înțelegeți uh, această coadă sau peirurile sau orice, orice, cel mai mic lucru pe care voi nu-l înțelegeți în acest videoclip înseamnă că sunt și alții ca voi care nu-l înțeleg și vă rog ca să mă ajutați, să mă ajutați pe mine să scrieți în comentarii aceste lucruri pentru că eu o să iau separat fiecare acest aspect pe care nu îl înțelegeți și o să îl discut frumos și o să le explic ca cu toți dintre voi să aveți o șansă să înțelegeți acest lucru <gurînționale> cu totul și cu totul inedit. Deci, cam, cam asta a fost algoritmul. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Sper că l-ați găsit util. Sper că ați înțeles cum funcționează acest algoritm, dacă nu, și asta puteți scrieți în secțiunea de comentarii pentru că o să-l iau separat și o să discutăm mult mai mult despre el. E puțin greu de înțeles care e treaba cu acest Q, cu această coadă din setele și așa mai departe, pentru că într-adevăr e, e o treabă mai, mai ciudată. Uh, dar pot să explic și pe aceasta și o să o explic pe aceasta și dacă nu vreți voi, pentru că poate sunteți care o să vreți să lucrați cu ea. Ideea e simplă, există patru tipuri de operații pe care trebuie să le știți, empty, front, pop și uh, push. Da, acestea sunt cele patru funcții care se, cu care lucrăm noi pe Mai există destul de multe, dar alealte nu ne interesează. Da. Și dacă ați înțeles chestia asta, deja aveți șanse să rezolvați foarte multe probleme de olimpiadă, pentru că sunt foarte multe probleme de olimpiadă la clasa 10 -a, care presupun rezolvarea uh, un, cu algoritmul lui Phil. Da. Deci cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru vizionare. Că ați găsit, sper că ați găsit util acest videoclip. Dacă l-ați găsit util, nu uitați să dați like și subscribe pentru că acest lucru ne foarte tare. Iar acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Paul de la zicileinfo.com și ne vedem în videoclipul următor. Să aveți o zi minunată!